Și ne uităm în continuare la intervenția lui Coldea în spitale. Denunțătorul generalilor susține că s-a dat ordin ca în spitalul Fundeni să nu mai intre echipamente cumpărate de firma sa. În același timp, sunt zile de foc în anchetă. Tarida Trofin este alături de Cătălin Hideg, denunțătorul generalilor, și află mai multe. La iveală noi detalii cu privire la influența coldistă din spitalele din România și o să venim cu un caz aplicat, Cătălin Hideg, chiar cel care i-a denunțat pe general, este alături de mine și o să ne explice exact cum a venit cu aceste kituri care trebuiau să ajungă în spital. Vorbim despre un aparat performant care poate ar fi salvat mii de vieți prin aceste teste care detectează imediat bacteriile, însă a fost stopat. Tot acest lucru, vreau să vă întreb cum s-a întâmplat totul, pentru că ați și câștigat o licitație la un moment dat, însă imediat după ce a intervenit acest Florian Coldea, nu v-ați mai putut duce la bun sfârșit, să zic, afacerea. Da, deci e vorba de Spitalul Clinic Fundeni, unde avem un echipament de identificare rapide bacteriene. S-a făcut o licitație în septembrie 2023, aproape 9 luni de zile, iar până în acest moment nu s-a cumpărat niciun test. La vremea respectivă, acest aparat trebuia să salveze foarte multe vieți, așa cum ați spus, pentru că într-o oră jumate poți identifica virusul, bacteria sau fungii și poți să aplici și tratamentul corespunzător cu antibiotice. Din motive fără explicații, acest aparat a fost scos din priză, iar până în acest moment nu s-a cumpărat niciun test. Noi suntem obligați conform contractului să livrăm în 72 de ore aceste teste foarte, foarte performante. Avem acest stoc din luna septembrie anul trecut, iar până în acest moment nu s-a livrat nici măcar unul. Credeți că este vorba despre intervenția acestor generali în acest caz? Credeți că s-a intervenit direct pentru a stopa cumva cumpărarea acestor kituri atât de necesare pacienților de altfel? Sunt convins că o influență o au și ei, pentru că eu am mai spus-o acum de curând. În toate spitalele din România există ofițeri de la SRI care monitorizează și urmăresc întreaga activitate a spitalelor. Iar în acel moment când am ajuns cu noi într-un conflict, toate licitațiile și toate contractele pe care noi le-am avut au avut de suferit. Iar acesta este unul dintre ele. În momentul în care a început acest scandal, practic firma a fost scoasă de pe lista de furnizori ai echipamentului, cu toate că avem un contract cadru pe 3 ani de zile. Practic, influența lor a ajuns chiar și în sistemul sanitar din România și vreau să extrapolăm puțin, pentru că este o săptămână extrem de importantă. Li se termină cumva această măsură a controlului judiciar, expiră această măsură restrictivă și vreau să vă întreb, dumneavoastră ați pornit cumva această anchetă pentru că ați depus primul denunț. La ce vă așteptați? În cazul în care, prin absurd, vor fi declarați liberi, dacă li se va ridica această măsură, ce veți face? Mi s-ar părea o umilință la adresa mea, cât și la adresa întregii națiuni. Este nepermis ca eu, după aproape 30 de luni, am primit vinderi încă 2 luni, să stau în control judiciar, iar dânsii, după 2 luni, să li se permită să plece din țară și să-și vadă în continuare de afacerile lor foarte importante, așa cum ați văzut. O ultimă întrebare vreau să vă adresez în legătură cu ultimele audieri. Văd că se strânge lanțul cumva. Vedem acest afacerist destul de controversat în fața procurorilor DNA. Cornel Varvara, Mihai Tufan, ce ne arată această extindere a anchetei? Ce au de ascuns acești oameni? Pentru că sunt nume noi în această săptămână. Da, exact cum am spus și acum câteva luni, această caracatiță începe să se desfacă.
Corpul Caracatisei deja în acest moment este putred, este măcinat de mizerie, iar tentaculele care sunt în această caracatiță încep să devină în mai nou la DNA, încep să se facă anchete, încep să se deruleze aceste operațiuni de mascare a acestor afaceri sulfuroase, dubioase, pe care ei le făceau. Practic, când s-a luat urma banilor din conturile lor, s-au descoperit și firmele care au plătit aceste optimizări interesante celor doi generali și avocaților cu care lucrează. Mulțumim tare mult. Într-adevăr, se pare că numărul celor care au cerut optimizarea dosarelor este în realitate mult mai mare și ne așteptăm să vedem și alte nume pe lista procurorilor. O săptămână plină de surprize și totodată vom afla în această săptămână sub ce măsură sau dacă vor rămâne sub o măsură restrictivă generalii din acest dosar.